președinte. Domnul trebuie să solicitați dumneavoastră discuții. Dați mai mult transparență. Stați unde, dar asta cu transparență ce vedeți dumneavoastră? Asistați la discuții. Nimeni nu spune că... Există lege aprobată de Parlament privind transparența în procesul decizional. Stimate domnul, haideți să nu facem din ședința comisiei... Noi avem regulament și avem o... Domnul Sârbu astăzi a făcut câteva afirmații false pe care nimeni de dumneavoastră nu le-a negat. Vă rog foarte mult. De asta eu solicit să intervin, pentru că această intervenție vizează interesul a 822 de persoane care au făcut un exercițiu de democrației direct. Și de asta am venit astăzi aici. Și asta este interesul dumneavoastră în primul rând, adică oameni aleși de ceva. Stimați colegi, haideți să facem o pauză, să spiritele să limbizească, că văd că domnul Deliu vă dată și-o văzut. Eu v-am adresat oficial, o cerere oficială. Unde este? Unde este? Domnul Miru, unde este? Este registrat. Unde? Video. Video, Video, noi vrem să explicăm afară ieși, răspunde și neagrămat. Nu, eu n-am de ce să ies afară. Așa este instituție publică. Afară, pauză. Agrămatul ce ești tu, afară să ieși. Comisia reprezentantul. Eu vă vezi că dumneavoastră să respectați cu ordine ce ești. Poate sunteți bine și nu aveți atâta răbdare, dar trebuie să vă înarmați cu răbdare. Avem răbdare, v-am solicitat să vă explicăm o lecție. Să înțelegem foarte bine ce se întâmplă. Și în principiu, eu personal cred că într-adevăr trebuie să votați acest aviz aici. Când el nu o să stea probabil la bază faptul de cei la Comisia Electorală Centrală, o să facă neapărat referire la această opinie a Comisiei și o spune că vedeți cum vă putem mereu. Și eu cred că asta e corect, când ce oricum nimeni este dacă nu decide. Aici oamenii sunt o leacă mai apropiat de decizie, asumați-vă răspunderea pentru ce o să decidă cercul luni. Cred că așa e corect. Pentru că, având în vedere că deputat Sârbu scrie hotărârile cercului, a scrie și baza în temeie că vrea de scrie. N-are rost mai cum așa. Sunteți mai mult și noi spunem cum în fața voi să vă dați. Dar aici este o altă rezoluție. Noi v-am solicitat să ne expunem opinia. Dacă sunteți de acord sau nu cu această solicitare. Nu din start am zis, dumneavoastră asistat. Dumneavoastră asistat, eu nu fac din ședințele comisii, ci cum sunteți primii care asistați. Ședințele privind transparența în procesul decizional nu există. Eu cred că ea este destul de bine respectată. Da, da, da.